Ei, salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Astăzi o să spargem o casă de Lucky Block și sunt curios la final cu ce iteme rămân. Așa că rupeți acolo butonașul de like și de subscribe, un follow pe Instagram hudini.insta și cam așa arată căsuța de Lucky Block. Aparent, dacă o inspectăm așa la o primă vedere, avem Lucky Block-uri din lemn. Mamă, chiar sunt curios ce o să bice din Lucky Block-urile astea din lemn. Și hai să intrăm și în căsuță să vedem ce găsim în interiorul ei. Avem aici ușițele. Opa, mamă, mă simt ca la disco. Disco, disco. Hai să băgăm așa un dans. Ia un demi-dans, bă, ia uite aici. La discotecă mă simt, mamă. Deci avem rainbow Lucky Block-uri pe jos, care au și efecte aparent. Zici că ești la discotecă. Avem un pat din... Lucky Block-uri redstone, cred, și niște Lucky Block-uri sand. Sunt niște Lucky Block-uri de nisip. Interesant. Bun, după care avem niște dulapuri, aș putea să zic, din Lucky Block-uri diamond. Și mai avem o bucătărie din Lucky Block-uri iron. Mamă, super, super tare căsuța asta. Sunt curios cu ce o să rămân la final după ce distrug toată căsuța. Deci trebuie să sparg fiecare Lucky Block care există în această căsuță. Probabil va trebui să-mi fac și niște chesturi ca să depozitez toate itemele. Mamă, e super șmecheră, băi. Chiar mi se pare tare casa asta. Holy moly, guacajmoly. Bun, și hai să începem cu pereții, desigur, și o să lăsăm chestiile cele mai interesante la final. Dacă spargem asta... mă umple cu lemne, bro! Ia uite-te aici! Mama mia, deci nu pot să cred, mă umple efectiv cu lemne. Ia să-mi fac eu... De fapt am crafting table. Hai să-mi fac niște chesturi, să mi le pun afară. Chesturi. Bun. Facem, hai să le facem pe toate de fapt. Facem 4 chesturi așa, ăsta am nevoie și de ăsta am nevoie, bun. Și le punem undeva afară, nici mai trebuia să mai spun așa pentru că oricum era deja spart acolo. Și putem, uite aici așa, facem frumușel 2 chesturi gigantice și hai să ne punem lemnele aici. Mama mia, holy, băi, deci o să fie super, super tare. Deci trebuie să sparg fiecare Lucky Block. Deci aparent Lucky Block-urile astea din lemn îmi dau doar lemne, însă îmi dau lemne diferite. Adică pot să pic orice fel de lemn și pot să pic lemne prelucrate sau lemne neprelucrate. Ia uite aici. Mamă! Băi, super șmecher până acum. Deci efectiv abia aștept să sparg toată casa asta. Ah, dar de fapt stai așa că am o idee. Va trebui să mă duc sus de tot. E să mai colectez puțin din lemne. Imediat am inventarul plin. Mamă, câte lemne am. Ia să mai punem aici din ele. Mamă, cred că o să trebuiască să-mi fac la chesturi. O să-mi fac 2 miliarde de chesturi. Și am o idee acum. Trebuie să-mi fac cumva o scăriță. Sau de fapt pot să folosesc și... Da, nu merită să folosesc... astea blocuri de gen. Mai bine îmi fac o scăriță frumușică așa din Lucky Block-urile astea. Și vreau după aceea să mă urc să încep cu acoperișul, bă. Că dacă nu, după aceea o să fie mai complicat să mă urc pe acoperiș. Așa că dacă o să încep de sus în jos, cred că o să fie o tehnică mai bună. Așa, bun. Și cam asta ar fi acoperișul aparent. Mamă, băi, ce aici, bro? Deci o să am lemn cu nemi... Ah, dar de fapt stai că eu acum mi-am dat seama că eu sparg... Oare dacă îmi fac... dacă îmi fac un din ăsta un... Da, nu, că merge și cu pickaxe-ul, nu merită. Mă gândeam să-mi fac un topor. Hai să-mi fac un topor să văd de fapt dacă pot să le sparg mai repede. Că sunt curios. Dar n-am stone deloc. O să sparg un singur Lucky Block din ăsta de iron. Sper să-mi dea mult iron. Ah, mi-a dat un bloc de iron. Ok. Ah, 5 blocuri de iron. Mamă. Holy moly, 45 de bucăți de iron, bro. Mamă, nu vine să cred. Ca să pot să-mi fac
Am nevoie de stick-uri unde sunt, să-mi fac un topor de iron. Să văd dacă m-ar ajuta toporul ăsta de iron mai mult. Bun, ok, hai să vedem. Dacă poți să tai mai repede blocurile cu toporul de... e cam aceeași treabă ca și cu pickaxe-ul. Cred că cu pickaxe-ul chiar le spar mai repede. Na, e cam aceeași treabă. Deci pot să dau cu pickaxe-ul din diamond fără problemă. Nici măcar nu pare să se strice, sincer să fiu. Mamă. Da, deci dau cu pickaxe-ul ăsta din diamond. Am zis că poate cumva tai lucky blocurile astea mai repede. Dar pare a fi aceeași treabă. Na bun, hai să le spargem așa frumușel. Mamă, deci trebuie să sparg fiecare lucky block. Deci nu trebuie să rămână nici măcar unul. O să mă umplu de lemn, bro. Deci o să fiu full, full, full lemn. Bun. Putem să facem așa fără nicio problemă. Holy moly, deci nu mai am loc, bă. Deci efectiv nu mai am loc. Dar lasă că o să colectez după aceea tot lemnul. Și o să mă duc să-l duc în chest-uri. Prima dată vreau să farmez blocurile. Mama mia. Deci sunt full inventar deja. Și nici măcar n-am terminat cu acoperișul. Mă, cât de tare, bă. Să că așa aparent nu prea le nimeresc. Am vrut să văd un pic cum se vede din perspectiva cealaltă. Dar nu prea nimeresc blocurile. Băi, deci cum pică lemnele. Mamă, parcă-ți dă o senzație de asta așa super tare. Cum ar fi să tai un copac să spice așa lemne cu nemiluita. Mama mia. Să fii full lemn dintr-o dată. Mamă, și imediat cântăm cu acoperișul. După aceea abia aștept să trec la partea cealaltă mai interesantă. Adică la podea, la lucky blocurile cele colorate. Rainbow. Mamă, sunt curios ce ar putea să pice de acolo. De acolo e posibil să pice iteme random, cred. Nu sunt 100% sigur, dar s-ar putea să pice iteme random. După aceea mai avem încă două rânduri mai avem din acoperiș și trecem la pereți. Așa, frumușel, nice, nice, nice. Mamă, bă, super, super tare. Chiar îmi place. Era fain dacă puteam, de exemplu, să tai mai repede lucky blocurile astea. Era super bombini forțini. Dacă puteam să le tai mai repede cu toporul. Mamă, era forță rău, rău, rău de toart. Ia uite cum se duc. Ia uite cum se duc. Deci bun, încă două rânduri. Mă rog, un rând jumate, să zicem așa, din acoperiș. Și după aceea, de fapt, trebuie să ne ocupăm și de tavan ca să... Mamă, uite-te aici ce e, bro. Deci e full lemn pe acoperișul ăsta. Mamă. După ce gat cu acoperișul, trebuie să mă duc să iau toate lemnele astea să le bag în chest. Sunt curios câte chesturi o să umplu cu lemne. Mama mia. Deci efectiv e insane ce se întâmplă acum. Deci e efectiv insane, insane, insane. Ia uite-te aici. Taoleo. Bun, și mai luăm rândul ăsta, după care mergem să ducem lemnele. Facem curățenie aici. Să putem să ne apucăm după aceea de ziduri și de... după ce facem zidurile o să ne apucăm și de... De fapt, cred că începem cu tavanul probabil. Da, cred că cel mai bine începem cu tavanul. Ca să scăpăm de tavan și după aceea continuăm cu zidurile. Mamă. Mamă, deci nu-mi vine... Ia uite-te, faulă ce aici. Cred că o să înceapă și lagul în curând. La câte itemese aici, cred că o să înceapă și lagul în curând. Mai avem încă rândul ăsta să-l spargem și după aceea mergem să ducem toate itemele. Mamă, mamă, mamă. Așa, încă câteva blocuri. E insane, bro, deci efectiv e insane ce se întâmplă aici. Uite-te și tu aici, ce e aici, bro? Mamă, ia spunem așa. Deci full, full, full lemn. Uitați-vă și voi. Holy moly. Mamă, ce n-aș da să am lemnul ăsta pe un server normal. Bun, și hai să mergem să lăsăm acum toate blocurile astea de lemn. Și iron-ul nu-mi trebuie absolut nimic. Uite bă, stai puțin, mi-a picat compas. Dar de la ce mi-a picat compasul ăsta? Oare mi-o fi picat din lemn? Poate ai o șansă mică să spice și altceva gen.
Ori din lemn, ori din iron mi-a picat. Și n-am observat. Bun. A, și sabie, bă. Sabie de iron. Sabia n-am făcut-o eu de iron. Bă, deci cred că există o șansă mică să spice și alte chestii. Și torța asta cred că am spart-o. Bun, ok. De fapt, n-am nevoie nici de asta. Bun, nice. Hai să luăm și lemnul de aici. Să-l ducem repede. Și deja începe lagul, deja începe să se simtă lagul. Așa că trebuie să strângem neapărat toate itemele. Mamă, uite-te și tu cum m-a picat lemnul ăsta. Să-mi iau veșnicie, cred, să strâng toate itemele astea. Deși se stachează și poate nu e chiar așa complicat. Gata, sunt full. Bine, hai să lăsăm repede blocurile. Ce să mai mă, că e full și aici, bro. Asta dacă mai putem să mai punem ceva, dar e cam gata, cred. A, nu, gata. E full asta. Bun, hai să trecem la următorul chest. Noroc că se stachează, sincer, lemnele, că dacă nu se stacau, cred că era jale rău de tot. Bun. No, hai să vedem acum, să fac și eu un cochi repede, să mâncăm o prăjiturică. Așa, bun. Mai avem de strâns o groază de lemne. Hai să mergem așa frumosel, dăm o tură. Dar le adun deja, cred că din încă vreo două ture, cred că o să le adun pe toate. Deși, cred că ar trebui să mai fac mai multe chesturi acum repede. Nu prea mai am spațiu. De fapt stai așa că mi-am consumat rapidianu tot ce am avut. Bun, și acum putem să facem chesturi. Oho. Putem să facem chesturi la nesfârșit. Bun, o să punem chesturile aici să fie primele. Așa, și hai să punem lemnișoarele acum. Le băgăm pe toate repede la chestan. Cred că dacă mai mergem încă o dată sau de două ori, ar trebui să adunăm tot de aici de sus. Fără nicio problemă. Uite, da. Cred că din tura asta cred că o să adunăm cam tot. Așa, mai rămas aici ceva. Bun, gata, am aspirat tot, bă. Mă simt ca aspiratorul, gen. Așa, bam, bam, bam. Și am luat și astea, gata, băi, uite. Deja am adunat tot frumușel, elegant. Și hai să le punem aici în chest. Și n-am umplut decât două chesturi până acum. Deci cred că o să umplem undeva la 4 chesturi maximum cu lemne, zic eu. Cred că vreo 4 chesturi cu lemne o să umplem. Bun. Și acum o să facem un felul următor. O să spargem, uite ce mai erau niște lemne. Hai să le iau și pe astea. O să spargem întâi lateral asta. Și după aceea o să ne apucăm de tavan. Sau puteți să zicem podea acum că na, e sub noi. Și după aceea o să ne apucăm de podeaua tavan. Iar apoi la final o să începem cu pereții și o să terminăm cu lucky blocurile rainbow, cu mobila și toate cele. Mamă, abia aștept să văd acolo la diamante. Oare primesc blocuri de diamante din lucky blocurile de diamond? Ar fi tare, bă, să primești direct blocul de diamant în loc de diamant. Mamă, după aceea pot să mă fac full diamond ușor, lejer de vară. Chiar sunt curios dacă o să fiu full diamond la final. Sau poate, cine știe, poate îmi pic altceva din cele rainbow și poate mă fac full netherite. Cum ar fi asta? Așa, bun. Am spart și astea, bun, și am gătat. Hai să vedem cum arată, să adunăm puțin lemnele și să vedem cum arată căsuța în momentul de față. Ceva de genul ăsta, bun, ok. Și căsuța arată cam așa. Deci acoperișul s-a dus. Acoperișul e dus deja de tot. Mai aspirăm puțin pe aici cât mai putem. Așa, bun, mama, deci cred că dintr-o tură o să aspir tot aici. Da, mă, gata, am făcut curățenie. Au mai rămas numai astea de aici. Le iau și pe astea. Am ajuns până la chestul ăsta. Bam, 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 le băgăm pe toate repede la chest. Frumușel, elegant. Așa, și ia să vedem ce mai avem. Bun, acum ne apucăm de tavan.
Opa, stai așa că am sărit pe lângă. Bă, dar ce fac mai aici, mă? Ce fac mai aici? Cum sare așa pe lângă? Bun. Acum trebuie să mă gândesc ce tactică. Cred că tactica asta e cea mai bună, gen așa să mă duc o linie și după aceea să mă întorc cu cealaltă și tot așa să merg. Cred că e cea mai rapidă tactică. Bun. Așa frumușel, acum începem cu linia cealaltă. Mama mia. Cred că undeva la, v-am spus, la 4 chesturi, cred. Undeva la 4 chesturi o să am de lemne. Și pe alte episoade, dacă vreți, o să mai spargem și alte chestii din Lucky Blocuri. Cred că ar fi super interesant, nu știu, o sabie gigantică din Lucky Blocuri sau chestii de genul ăsta. Așa, suntem aproape de jumate. Mea, mă, o să fie iar plin de lemn pe jos. Uite, deja se vede lemnul. Și după aceea mai am zidurile și am terminat cu lemnul ăsta. Mamă. Deci pot să fac un oraș întreg cu lemnele astea. Nici măcar sat, un oraș întreg pot să fac cu toate lemnele astea pe care le am aici. O să am lemne la iarnă. Aoleu, o să am lemne la iarnă să bag în foc, să aprind furnalele fără nicio problemă. Stack-uri nelimitate de lemne. Bun. Hai să spargem tot ce aici. Mamă, și la pat iară sunt curios. La pat sunt curios dacă o să-mi dea tot așa redstone. Nici măcar nu știu ce îmi dă din fiecare lucky block. Și aparent mi-au mai picat și alte chestii gen. Adică sabia aia n-am făcut-o eu. Numai dacă am făcut-o din greșeală și mi-am dat seama, dar nu cred. Dacă am făcut-o din greșeală și mi-am dat seama, atunci e posibil. Dar o să vedem dacă mai pică ceva chestii. Mamă, ia uite jos. Acopăr discoteca cu... din astea cu lucky blocuri de lemn. Holy moly, guaca și moly. Ce se împlântă aici, doftore? Ce se întâmplă, doftore? Mamă, scap termitele. Sca termitele, băi, lemnele astea. Zici că vor să mănânce lucky blocurile de pe podia. Bun, așa, și mai avem încă două rânduri aparent. După aceea trebuie să aspirăm totul. Trebuie să facem curățenia de primăvară. Sau de vară, că e vară. Facem curățenia frumos, aici elegant. Bam, bam, bam. Și după aceea ne apucăm de ziduri. Și cam astea vor fi ultimele chestii pe care o să le am... cu lemn, adică cu lucky blocurile din lemn. Și după aceea ne apucăm de artileria grea, ca să zicem așa. Abia aștept. Abia aștept să ajung la diamantelele și la lucky blocurile rainbow. Bun, nice. Așa, hai să aspirăm puțin podiaua pe aici. Deja sunt full, de fapt. Mergem repede să ducem lemnișoarele. Hai să le stacăm pe toate aici. Să putem să mai aspirăm și noi, să vedem și noi ceva acolo. Ah, ok, cam full, bă, deja asta, bă. Cred că e cam gata. Bun, ok. De astea mai am nevoie. Așa. Hai să ne apucăm acum să punem tot în chestul următor. Și hai să aspirăm. Ia uite ce e aici, bă. Trrr, ce frumos aspirăm aici. Ia uite, bă. Meamă, meamă, meamă. Drăguț. Păi ce, din încotura cred că am aspirat tot, gen nu mai rămâne nimic. Cam așa. Bun, și aici punem toate lemnișoarele. Așa, țac, 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 țac. Bun. Și hai să mai aspirăm încă o dată și după aceea trecem la ziduri. Mamă, chiar am aspirat tot. Mai rămas pe acolo pe sos, dar alea le luăm după aceea. Așa, dacă am făcut curățenie pe jos, e destul de ok. Asta e full. Aici trebuie să le punem pe astea alte. Așa. Bun, și acum mai avem zidurile. Ne apucăm de ziduri acum forținii. Rău de tort. Cred că, da, putem spargem și astea de fapt de sticlă, ca să nu ne mai încurce.
Spargem tot, băi, trebuie să nu mai rămână nimic aici. Să rămână gol, efectiv. Mamă, și deja un zid s-a dus. Deci deja un zid e dus, bro. Cu zidurile deja mergem mult mai repede. Trebuie să am grijă să nu o sparg astea de iron, că vreau să le sparg după ce gat cu tot ce e de lemn. Că-s curios ce primesc de acolo. Cred că am primit sabia aia de acolo, de la alea de iron, sau nu știu exact. Posibil să primești și uneltele pe care le poți face din iron, ceea ce mi se pare super tare. Imediat e gata și zidul ăsta și trecem la următorul. Zidul ăsta, ăsta din spate o să fie mai lung, puțin mai mare. E mai gigantic puțin tel. Asta că eu rămân fără mâncărică, băi, nu mai am coponele. Nu mai am copoșnele, băi, trebuie să mănânc ceva repede. Bagă aici cochio, bagă prăjiturica. Așa, hudinașule, ăla-i. Bine pe prăjiturică, nice. Mai avem aici încă două rânduri, țac, țac, țac. Așa, frumușel, elegant. Bun, și acum trecem la asta. Asta o să fie cel mai lung. E destul de mare. Mamă, era gigantică, mă, casa asta, mă, din Lucky Block. Holy moly. Cea mai gigantică casă din univers. Ia să vedem noi frumușel așa. Mamă. Deci ăsta ar fi al patrulea chest. Cred că o să facem totuși 5 chesturi de lemn, gen. Cred că o să avem 5 chesturi de lemn. Că parcă deja se strânge și mai mult lemn decât mă așteptam. Deci parcă e, deja e prea mult lemn. Adică cred că aș mai putea să mai invit încă 100 de abonați pe harta asta, gen. Și o să ajungă lemnul fără probleme. Mamă, deci e imposibil, bro. Cum să fie atâta lemn? E prea insane, sincer, e prea insane. Mai am puțin din zidul ăsta. Hai că era mai bine dacă nu cădeam în groapa asta urâtă, gen. Deci mai avem puțin din zidul ăsta și am terminat cu el. Și după aceea o să trecem la zidul, la celelalte două ziduri și după aia începe partea interesantă. Bun, adică sincer a fost interesant și aici să sparg toate blocurile astea, pentru că vreau să văd câte chesturi reușesc să umplu cu lemnele astea. Meamă. După aceea facem pe aspiratorul repede, curățăm frumușel. Curățăm tot. Meamă, și aproape că nu mi s-a stricat deloc pickaxe-ul. Ceea ce mi se pare interesant, adică foarte, foarte puțin mi s-a stricat și am dat cu el în blocurile astea fără încetare. Deci să spargi o casă întreagă de Lucky Block, zic că e ceva. Și să ți se strice doar puțin. Laminat, în schimb, imediat se strică pickaxe-ul. Ți se strică repede. Când minezi pe bune. Bun, e gata și zidul ăsta aproape. Meamă, ajungem la partea interesantă imediat. Că abia aștept. Așa, bun, acum e ultimul zid. Mamă, foarte greu de spart căsuța asta. Sincer, e gigantică. Așa, hai să vedem și sticlele astea măcar se sparg mai repede. Bun. Haide. Încă puțin. Trebuie să spargem și ușa să nu ne deranjeze. Și să aspirăm totul aici, să facem curățenie, ca să vedem ce ne pică din celelalte lucky blocuri. Bun, ăla-i, bine, s-a îngătat cu lemnele. Hai să spargem și ușițele. Spargem și pressure plate-urile astea. Așa, bun. Și acum trebuie să mergem să lăsăm din lemne. Deci am făcut 1, 2, 3, 4.
Și deja e cam full și asta, cred că vreo 5. Eu așa zic că undeva la vreo 5 chesturi o să umplu cu lemne. Bun. Hai să trecem la chestul 5. Poate chiar 6. Mai sunt o groază de lemne, dar nu știu, până nu le iau pe toate nu pot să-mi dau seama. Bun, și hai să mai aspirăm acum din lemnișoare. Turup, 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 turup. Ăla-i. Bun, nice, gata. Ne-am făcut full. Așa, asta era full. Bun, ok, și hai să trecem aici. Punem toate, toate. Mama mia, nu știu ce să zic. Bă, cred că undeva la 6 chesturi o să umplu cu lemne. Mamă. 6 chesturi de lemne, bro. Uite-te, uite-te cât mai... Mama mia. Știi câte lemne mai sunt aici, frate. Mamă, 6 chesturi, clar. Deci o să umplu toate chesturile astea doar cu lemne. Deci efectiv doar cu lemne. Deja nu mai am unde să mai pun. Mama mia. Bine, mai rămână oricum din astea unde nu sunt full, dar e prea complicat să stau să le tot grupez. Deci undeva la 6 chesturi easy peasy, bro. Mama mia. Da, și mai am doar lemnele astea de aici de luat. Hai să le iau pe toate. Bun, acum asta e ultima curățenie. Așa, și mai sunt astea de aici de pe sus. Le-am luat pe toate, cred că da. Bun, bine, soc, gata, am făcut curățenie. Și hai să le punem aici în chest, pentru că următoarele chestii o să le punem în chesturi diferite. Adică, mă rog, o să le punem pe toate într-un chest, dar într-un alt chest, ca să zic așa. Chesturile erau undeva aici, da. Bun. Și hai să punem noi chesturi. O să punem 2 chesturi, cred că nu știu dacă mi-ajung. Hai să punem 3 chesturi să fie și o să le pun aici undeva. Mai bag niște prăjituri și mă apuc acum de... o să luăm prima dată blocurile de iron, adică lucky blocurile de iron. O să începem cu ele. Mamă, hai să vedem ce pică acum. Da, deci pică și iteme, uite. Deci pică și iteme. Mi-au picat, uite, am 6 compasuri din astea. Și cred că o să-mi pice și sabie sau ceva. Cel mai probabil. Hai să iau tot. Da, uite, și topoare și hoe din asta de iron. Mamă, super, super șmecher. Hai să spargem și astea. Așa, bun, nice. Și, da, asta am nevoie de topor, dar lasă că le iau așa cu mâna. Bine, suc. Nice. Și hai să vedem ce mi-a picat. Deci, practic, am picat, uite, o grămadă de iron. Deci am picat 64 de blocuri, mamă, și cu încă 39 de blocuri de iron, plus o grămadă de ingoturi și am picat până și ustensile, ca să zic așa. Am picat lopată, hoi, am picat topoare, pickaxe, mamă, super tare. Nice, hai să le punem pe toate aici în chestul ăsta. Așa, aici să punem chestiile de iron doar, adică practic ce mi-a picat, ca să zic așa. Și astea alte au fost ca de cor, o să le pun aici în ultimul chest, că tot mai am loc liber. Bun, astea au fost ca de cor. Nice. Deci o grămadă de iron am picat și compas. Drăguț. Hai să vedem acum patul. Patul ăsta de redstone. Mamă, deci fii atent, îți pică direct iteme cum ar veni făcute din redstone. Holy moly. Iteme direct craftate. Suntem și nisip. Oare îmi pică și sticlă din nisip? Nu cred, da? Ok, dar mi-au picat o grămadă de chestii interesante. Adică, uite, am și smooth red sandstone. Am și smooth sandstone. Interesant. Interesant. Da, și... puține blocuri de nisip, ca să zic așa. Super interesant. Hai să le punem aici.
A, și este de redstone, să le vedem jos, stai așa. Ia uite, băi, comparator, mamă, de toate, băi, și torțe din astea de redstone. Mi-au picat și minereuri de redstone. Nice. Nice, 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 drăguț. Hai să luăm, adică să le punem astea pe toate așa și să mergem să luăm acum diamantele, bro. Hai să trecem la blocurile, la lucky blocurile de diamant. Direct sabia, bro. Și lopată, mamă, astea sunt forță rău și blocuri de diamant. Deja îmi place. Bă, mama mia. Deci o să fiu full diamond imediat. Tare, bă. Mamă, ia stai așa să vedem. Deci am 18 blocuri de diamant, 3 săbi, un topor și o lopată și încă un stack, plus încă 15 diamante. Mama mia. Păi, deci foarte multe diamante. Stai să văd unde era. Am nevoie de crafting. Hai să punem crafting-ul aici să mă fac puțin full diamond. Deci îmi trebuie unde asta, unde asta, unde asta și unde asta. Mama mia. Hai să punem armurica frumușel așa. Și deja sunt full diamond. Drăguț. Drăguț, drăguț, drăguț. Hai să punem itemele. Și ce mai rămas? Toate nebuniile. Bun, nice. Nice, nice, nice. Deci deja sunt full diamond. Bun, și hai să vedem acum să spargem și astea și să ne apucăm de lucky blocurile rainbow. Chiar sunt curios ce dau astea. Oh, no. Mama mia, bro. Băi, deci astea m-au spart direct. Mi-au dat de toate, bă. Am diamante, am iron, am netherite. Mama mia, emeralde, coal, bloc de netherite, bloc, mama mia. Băi, deci astea m-au spart instant, bă. Paolio, câte iteme dau astea. Holy moly, deci uite-te și tu aici. Mama mia. Stai așa că vreau să sparg tot ce e aici și să vedem câte iteme se strâng. Mama mia, deci astea rainbow sunt cele mai forță, deci dau de toate efectiv. Cred că ai șanse să spice și armură și tot gata craftat. Uite-te și tu aici, bro, câte blocuri de netherite. Holy moly, deci astea sunt cele mai forță. Mamă, cred că la final o să am un lag infernal. Hai să stau cumva așa mai la distanță și să le sparg pe toate. Să văd să văd cum arată la final toate itemele pe jos. Băi, deci astea te umple efectiv de tot ce ai nevoie. Astea rainbow. Mama mia. Uite-te și tu aici, bro, ce e aici jos. Holy moly, deja se simte lagul. Și nici măcar n-am terminat. Deci nici măcar nu am terminat și deja se simte lagul. Sincer să nu iau prea multe iteme. Oricum nu contează că mă fac full și încă mai sunt 10 miliarde de iteme aici. Mea, mă. Deci e imposibil, bro. Uite-te și tu ce e aici. Holy moly. Și sunt de-abia la jumate, e un lag infernal deja. Dar vreau să sparg neapărat tot, să vedem cum arată. Zic că e o groapă de gunoi, dar singura chestie e că e o groapă de gunoi cu iteme OP. Adică să folosești toate blocurile astea. Sincer, mama mia. Poți un server întreg, bro, să-l faci full netherite și tot ce vrei tu. Să faci casă din netherite. Din blocuri de netherite. Mama mia, deci e un lag infernal. E tot mai mare lagul. Paolo. Câte mai am? Mai am multe? Mamă, nu mai am așa multe. Băi, deci ce lag e? Sper doar să nu-mi dea eroare episodul. Băi, deci e un lag. Paolo. Uite-te și tu ce e aici.
Nici nu mai văd când sparg. Deja văd, cred că am două FPS-uri. Sper că se filmează măcar cum văd eu, cu două FPS-uri. Să nu rămână o poză pe filmare. Mama mia, încă două rânduri. Nu știu dacă mai rezistă PC-ul să mai... A, trei rânduri, mama mia. Nu știu dacă mai îmi rezistă PC-ul să mai sparg trei rânduri din astea. Cred că o să ia foc PC-ul, bă. Să ne rugăm să nu ia foc PC-ul. Mama mia. Deci nici nu mai îmi arată efectiv când sparg blocul. Nu mă văd că pic itemele. Mamă, ce lag infernal. Hai că mai e rândul ăsta și mai am încă unul și gata. Taolo, ce groapă de iteme aici. E imposibil așa ceva, bro. Deci e prea imposibil așa ceva. Ăsta e ultimul rând. Mamă. Nici nu mai mi sparge blocul ca lumea. Se sparge în lag așa cumva. Ok, gata, ultimul. Ultimul, ăla-i. Uuu, ce lag e. Mamă, deci uitați-vă aici. E o groapă efectiv plină cu iteme din lucky blocurile Rainbow. Am un lag infernal, zici că am două FPS-uri din cauza că sunt prea multe iteme. Cam ăsta a fost episodul Hudinașilor. Sper că v-a plăcut, să nu uitați de un like, un share și un subscribe, un follow pe Instagram hudini.insta, iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Bye!